Țara noastră se confruntă cu o lipsă acută de șoferi profesioniști. La nivel european, deficitul este de aproape 40%, arată o analiză recentă a Uniunii Internaționale a Transportatorilor Rutieri. Printre soluțiile oferite de organizații și federații se află și o propunere legislativă care ar urma să reducă vârsta de obținere a permisului de șofer profesionist de la 21 la 18 ani. Proiectul de lege a ajuns acum la Camera Deputaților. O să intrăm în intersecție și o să virăm la stânga. Asigurare la plecare. Chiar cu câteva ore înainte să susțină examenul, Mariana mai face câteva manevre împreună cu instructorul. Își dorește să devină șofer profesionist pentru a străbate toată Europa alături de soțul ei și el șofer de tir. Vreți să plecați împreună? Da, vrem să mergem în afară. Mi se pare cam greu la salariile de aici și avem alte oportunități. Tot mai multe cupluri sunt atrase de această meserie. Este și cazul Alinei, care de aproape 6 ani este colegă de cabină cu soțul ei, Andrei. Împreună câștigă peste 4.000 de euro. E o meserie grea. Atenția, trebuie să avem atenția, mereu. Securitatea, siguranța prin parcări, prin Europa. Și Paula a decis să meargă alături de soțul ei, la începutul pandemiei. În câteva luni a învățat cum să încarce sau să descarce marfă și cum să completeze avize de marfă. Cel mai greu a fost însă să-și lase acasă copiii, cu bunicii. M-am convins eu singură să urmez meseria asta de când a venit pandemia. Nu mi-a mai mers lucru acasă, am avut o mini afacere. În orașele mari, la școlile de șoferi profesioniști, numărul candidaților crește de la an la an, spun instructorii. În cei 2 ani de pandemie au fost eliberate peste 80.000 de permise de conducere. Și totuși, pe piața muncii există un deficit enorm. E nevoie de șoferi, salariul este mare, ajunge undeva spre 3.000 de euro. Până la urmă, pentru un trai mai bun pentru tine. Am o familie de întreținut și pentru asta. În România este nevoie de 71.000 de șoferi de camion. Cea mai mare criză este în Germania, cu 100.000 de locuri neocupate, urmată de Polonia, cu 80.000. La acest moment, faptul că legislația românească impune vârsta minimă de 21 de ani dezavantajează foarte mult transportatorii români față de competitorii lor din alte state membre. Un studiu recent arată că vârsta medie a șoferilor de camion din Europa este de peste 47 de ani.